Lucrările de reparație a drumului de centură din orașul Sângerei au fost încheiate. Firma de construcție a drumurilor a dat în primire cei 11,7 km după 29 de luni în care a schimbat toate straturile, începând de la fundație, a reparat podurile și sistemul de drenaj. Lucrările continuă pe alt sector de drum care leagă Sângereiul de orașul Bălți. Cel mai important ce a obținut cetățeanul, un drum calitativ și toți oaspeții care vin în Republica Moldova, pe care noi întâmpinăm cu bine ați venit, bine ați venit pe drumuri frumoase, viață calitativă, să se întoarcă și toți cetățenii care sunt plecați undeva departe. Doamne ajută, o lucrare minunată! Lucrările au fost realizate de o firmă turcă și au durat 2 ani. Pandemia și întreruperea liniilor logistice au creat complicații, totuși managerul de proiect susține că drumul a fost reparat temeinic. Acum acest drum are o fundație solidă, drenajul e foarte bun. Dacă apa rămâne pe suprafața drumului, nu e bine. Nu avem dubii privind calitatea, fiecare poate să se convingă pe loc. În ceea ce vizează Nordul Moldovei, avem un obiectiv foarte ambițios, reabilitarea sectorului Criva-Bălți, care de asemenea face parte din TENT, cu sprijinul colegilor finanțatorilor noștri de la BI. În acest scop am semnat de curând un acord de împrumut de peste 150 de milioane și esența acestui acord va fi alocată pentru reabilitarea acestui tronson foarte important. Proiectul a fost finanțat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare cu 19,3 milioane de euro. Alți 18 km de pe traseul Sângerei-Bălți se află în reparație. Lucrările vor fi încheiate până la sfârșitul lunii octombrie.